Voi încerca pe baza a 4 partide trimise de mama Cameliei să fac o sumară evaluare a jocului său și eventual să fac niște recomandări. Este foarte greu, deci 4 partide este mult prea puțin, este în plus din ceea ce am remarcat diferența dintre Camelia și adversarele sale era destul de mare. De aceea eu prefer să analizez partide pierdute pentru a putea mai bine înțelege mecanismul gândirii celui care a jucat. Mutarea nebun C4, adversare sale, arată clar că este un începător care a înțeles foarte bine că regele este slăbiciunea, regele este obiectivul final și câmpul F7 este câmpul slab. Însă este o abordare nu greșită, dar comodă pentru antrenorii de debut, care asigură astfel câteva puncte elevilor săi și dau satisfacție părinților, însă pe termen lung această abordare va crea probleme. Jucătorii mai târziu, având probleme de a se dezbăra de acest obicei. Evident, cum spuneam, clar un începător. După E6 s-a parat foarte simplu amenințarea pe câmpul F7, nu e nicio problemă. Mutarea G6 arată că fetița noastră ar fi vrut să joace un dragon, probabil, la o siciliană normală și este familiară cu fianchetarea nebunului. Totuși, având în vedere, ar fi trebuit aici să-și dezvolte piesele cal F6 și corect, din punct de vedere al albului, ar fi fost ca mai devreme sau mai târziu să joace F4 ca să inițieze un atac și să dea scop nebunului din C4. Această idee însă era total străină albului și ceea ce a făcut mutarea damă F3 cumva confirmă ceea ce am spus, că era hotărâtă și decisă să joace totul pe cartea atacului câmpului F7, de altfel foarte simplu de apărat. Se putea apăra și cu cale 5, cu atac dublu, obligând albul pentru a-și salva nebunul să dea șac și cu o poziție foarte bună pentru negru, având în vedere că nebunul de câmpuri albe îl privează de orice șansă de atac asupra câmpului F7. Camelia aici a preferat damă F6 însă și aceasta arată fie o teamă de atac, ceea ce este destul de comună începătorilor, preferă să elimine din start și să simplifice lupta, sau poate să arate și o predilecție spre finaluri. E greu să-mi dau seama exact ce, cum a gândit, însă modul în care a simplificat cam spre asta ne duce. Cal G5, deci observăm, acest cal s-a plimbat de foarte multe ori pe tablă, cumva lăsând în urmă dezvoltarea flancului damei și mai apoi a și gafat jucând mutarea nebun F4. Evident, ar trebui să continue cu F4, F5, măcar și din ideea că acest pion trebuie înaintat pe câmpul F4 pentru ca mai apoi, când acest cal va fi zgonit, să se întoarcă în spatele lui și să poată apoi continua valul 2 al atacului, fie prin a realiza F5, fie G4, G5, oricum un atac pe flancul regelui. Toate acestea însă sunt premature, câtă vreme există această slăbiciune în B2, care nu a fost
anihilată, ar fi trebuit fie o dezvoltare în C3, fie eventual mutarea C3. Oricum, nebun F4 este o greșeală și după câștigul calității, cred că s-a întâmplat ceva în o supraapreciere sau mai bine zis o subapreciere a adversarei, pentru că, deși următoarea secvență a fost corect jucată, da, cu ideea a 5-a 4, câștigul unui alt pion, deci adversarea începe să dea totul, ceea ce însă eu nu am înțeles în acest moment, de ce Camelia, care îmi dădea impresia că are un simț bun tactic, a lăsat acel nebun în priză. Câteva mutări nebunul a fost în priză, nici adversara sa nu a excelat și nu l-a luat, din nou nebunul era în priză, da? Deci nebunul este în priză și a preferat acest sacrificiu, evident rămânând cu o piesă curată în plus și mai apoi lucrurile au fost destul de simple, da? Nu mai prezintă interes. Cea de-a doua partidă în care a avut negrul a jucat împotriva englezei și s-a dezvoltat foarte, foarte bine. Acum însă, după dezvoltarea calului în C3, ar trebui să știe că acest nebun este o piesă importantă și e bine să-i se asigure un refugiu, da, cât mai repede. Ea a făcut acest lucru însă cu întârziere și ar fi putut permite după nebun F5 această mutare care, deci așa cum spuneam, elimină perechea de nebuni da, odată și apoi acest nebun care este o piesă importantă care atât supraveghează centrul, dar mai târziu va fi și el un bun ochitor al câmpului F2. Cumva situația ar fi cu culori inverse a ceea ce am văzut înainte, deci aici ar fi trebuit jucat mutarea A6 în loc de nebun F5. Adversara însă a jucat D3, asigurându-se să-și acopere repede gaura din D3 și urmează mutarea tură B8, o mutare care nu prea, din nou, nu prea înțeleg. Deci ar fi trebuit jucat fie mutarea A6 să-și asigure plecarea nebunului, fie să lase acel nebun și să joace mutarea damă D7, ceea ce a încercat să facă mai târziu pentru a iniția un atac asupra regelui din G1. Deci tură B8 e o mutare greu de înțeles, A6 acum. Deci în fața unei amenințări concrete de limitarea nebunului a știut să reacționeze. Și acum mutarea cale 7, care acum justifică de ce a vrut să joace mutarea tură B8. Sigur, cale 7 însă cedează controlul asupra centrului și încearcă să se orienteze spre celălalt flanc, însă ar fi trebuit jucat imediat damă D7 și nebun H3. Deci damă D7 ar fi trebuit imediat. Adversara ei avea un nivel un pic mai ridicat. Se vede că a încercat să... Sigur, aici ar fi trebuit să joace nebun H1, să-și păstreze nebunul. B5, A5. Turn B2. S-a schimbat acest nebun și imediat atacă în centru prin mutarea D5. Poziția este clar superioară negrului, însă mutarea D4 mie personal nu produce o foarte mare impresie, mai ales că după cal D1 nu s-a împiedicat mutarea E4
Și acest lucru putea să fie făcut luându-se în E3 și mai apoi făcându-se presiune pe coloana D. Atunci s-ar fi justificat planul negrului, pentru că se deschidea jocul și se obțineau. Da, deci mutarea aceasta D4, urmată de schimburi în E3, ar fi fost corectă, însă așa permițând mutarea E4, care s-a jucat puțin mai târziu în partidă, permițând mutarea E4, ar fi cumva închis jocul și ar fi mutat din nou pe flancul regelui, eventual F4, calul va veni în F2, ar fi mutat jocul spre un eventual atac pe flancul regelui. Nebun D2, din nou ar fi trebuit poate luat în E3 mai devreme, B6 pentru protecție și în sfârșit albul a făcut mutarea E4, mutarea care asigură un mic avantaj. Problema este că atunci când avem nebun, da, punând pionii pe culoarea nebunului propriu, poate părea că nebunul apără acești pioni, dar pe de altă parte nebunul este foarte încurcat în joc și acum F4 cu mutarea turnului pe coloana E ar fi dat probleme regelui negru. Pe moment, evident, acest turn stă incomod acolo în B2 departe de joc, dar bun, ce ar fi trebuit să facă negru? Negrul ar fi trebuit să încerce să scape de acest nebun și să-și pună caii după ce va schimba nebunul din C5 ori pe un cal, ori pe un n-are importanță, pe o piesă, să-și pună un cal în C5 și un altul în B4. Calul din C5 va face presiune asupra pionului slab, iar calul din D4 asupra celuilalt pion slab. Toate acestea însă se pot face doar după ce nebunul din C5 se va schimba. Mutarea aceasta C6 lasă în urmă atât o gaură pe câmpul B5, dar și o slăbiciune pe pionul din B6. Tură B1, tură C8, BC6, cal C1 și acum mutarea nebun B4, o mutare foarte bună, care schimbă, așa cum spuneam. Deci arată o înțelegere, doar că acum nu a luat în D2, cum ar fi fost corect, nebun D2, damă D2 și deci, cum spuneam, acest cal trebuie să ajungă în C5. Deci, eventual, dama E7, urmat de aducerea calului în C5, de unde atacă cei doi pioni. Ar fi fost o posibilă continuare. Deci, nu schimbă acest nebun și joacă din nou nebun C5. Mai bine ar fi fost să se retragă în F8 pentru a lăsa acest câmp liber pentru cal. Și damă E7, mă rog, s-a dat partida remiză. O partidă curată din punct de vedere tactic, însă, evident, la acest nivel strategiile sunt greu de urmărit și dar pe ansamblu o partidă ok. Ne ducem acum la cele două partide jucate cu albul. Ambele partide a jucat mutarea cal C3. Eu i-aș recomanda, că de fapt asta era și întrebarea mamei la un repertoriu larg, i-aș recomanda să joace mai agresiv, deci să joace mutarea D4, să joace principial în centru. Deci, sau chiar o scoțiană normală cu D4 direct, sau dacă îi plac jocurile de gambit, să joace nebun C4, să joace acest gambit. Oricum, deci după nebun C4, D6, cal C3
nu prea rimează, măcar și din punct de vedere al faptului că aici se poate juca mutarea ca la 5, cum i-a și făcut adversara ei și pune probleme acestui nebun. Nebunul care atunci când a fost dezvoltat în C4, ideea lui a fost tocmai de a rămâne pe această diagonală, nu? Așa, cal F6, șah și acum D3. Adversara s-a speliat de legătura nebun și a jucat H6. Această problemă am remarcat-o mereu, deci la nivelul acesta de început se sperie de legături. Acum nu era momentul, nu era pentru a se speria, deoarece nebunul este în E7, spre deosebire de partida care o să vedem mai apoi, unde nu era și într-adevăr mutarea H6 ar fi fost utilă. Aici nu era cazul. Și această mutare, deci H6 permite câștigul calului, care de altfel ar fi putut fi făcut și cu o mutare mai în urmă, în loc de mutarea D3, s-ar fi putut juca direct mutarea B4, iar la încercarea de a scăpa prin B5, există această calea la B5. Sigur, aici există mutarea cal C4, care a fost luată din cauza mutării de 3, însă acum după nebun B3, calul trebuie să plece mai devreme sau mai târziu și nebunul a ajuns bine protejat pe acest câmp. Putem spune deci că D3 a fost o mutare subtilă în care camelia i-a întins o cursă în care adversarea ei a picat, nu a înțeles ce se amenință și deci când mutarea H6 după B4 a dus la câștigarea partidei. Sigur, așa cum spuneam, deci mutarea B5 nu face altceva decât să piardă un pion, dar ar fi fost de preferat din punct de vedere al negrului doar un pion, pentru că există dama 5 și până la urmă acest pion se pierde și rămâne doar cu un pion în plus albul, însă evident suficient. Sigur, după ce a luat piesa, lucrurile au fost destul de simple. Adversara, practic, cedând fără luptă. Și ultima partidă, pare rău, nu aceasta, ci aceasta. Deci, din nou avem aici mutarea cal C3, care eu nu prea sunt de acord cu această mutare, cal C3, nebun C5. Deci, așa cum spuneam înainte, fie o scoțiană corectă cu D4, fie o italiană corectă cu nebun C4, dar nu cu cal C3 aici. Da, H3, tare de care nu este nevoie în acest moment, evident, rocada era suficientă. D6, D3, A6, nebun G5. Această legătură, nebun G5, permisă cu ușurință de către negru, de altfel îi va și asigura câștigul în această partidă, ar fi putut fi prin contracarată, pardon, prin B5 și chiar cal D4, chiar cal A5, acest nebun trebuie să fie luat. Și faptul că această structură de pioni s-a stricat nu este atât de grav pentru negru,
pentru că această coloană va fi mai târziu folosită, de exemplu, acum calea la B3 ca să elimine tură E8 și este greu pentru alb să ajungă pe acest câmp, deoarece următoarele mutări ale negrului vor fi D5 și nebun F8, cu schimbul piesei atacatoare. Sau rege H8 și tură G8. Deci, structura aceasta de pion nu este neapărat o structură pierzătoare pentru negru, ci poate deveni un atu prin deschiderea coloanei G. Sigur, rapid ar fi să joace albul cal H4, dar așa cum spuneam, fie D5, fie rege H8. Și, evident, nu tură G8. Poate tura 7, o posibilă continuare, urma de tură G8. Cal F5 ajută cumva dezvoltarea piesei. Eu știu pionul sau dama. Tură G8, turnul vine în G6, cu poziție lejeră câtă vreme acest nebun face presiune în F2 și turnul A7 este perfect, apără și linia 7, apără și pionul. Evident, acest pion slab ar trebui mai devreme sau mai târziu împins. Adversara ei însă nu a știut toate aceste subtilități și evident că după cal D5 nu a știut cum să facă. Ar fi trebuit să joace, deci, mutarea C6, silind luarea în F6 cu calul. Mutări damă de 2, rege H7. Practic, acum negru a obținut o formă chiar mai bună, deoarece câmpul H4 nu este accesibil pentru cal, pentru a veni la atac, și astfel atacul este îngreunat. Evident, după damă E8, lucrurile s-au terminat repede, s-ar fi putut termina partida și prin câștigarea calității, chiar a turnului, dar a la calității, că cel cal nu mai ieșea de acolo, însă, evident, nebun F6 câștigă o piesă pentru că reluarea pierde dama. Bun, așa cum spuneam, din aceste patru partide pot doar spune că există un nivel tactic suficient de bun pentru acest nivel. Sigur, poate fi ameliorat. Nu mi-e clar cum a fost în partida a doua, în care piesa aceea a stat în priză 2-3 mutări. Iar din punct de vedere al deschiderilor, din nou îmi vine greu. Ceea ce am remarcat, deci predilecția de a pune calul în C3, trebuie căutate sisteme, zic eu, mai de atac, dacă acestea sunt pe stil, dar în normal, aceste sisteme, așa cum spuneam de început, în care se atacă direct punctul F7, mai târziu, când va avea adversari din ce în ce mai dificile, aceia vor ști să se apere și să scoată în evidență punctele slabe ale unei eventuale dezvoltări în C3 sau... Da, deci... Da, cam astea ar fi. N-am văzut niște finaluri cât de cât egale, ca să văd cam care este nivelul final. Sigur că... Da, deci patru partide este mult, mult prea puțin.